visează la un tort delicios care să impresioneze, dar fără să depuneți prea mult efort. Am pentru voi tortul de biscuiți cu ciocolată albă și fistic. Este o rețetă simplă, fără coacere, perfectă pentru orice ocazie, de la zile obișnuite, la aniversări și sărbători. Haideți să descoperim împreună cum putem transforma câteva ingrediente simple în ceva extraordinar. Pentru asta avem nevoie de 250 de grame de biscuiți simpli. Eu am folosit biscuiți Petit Beurre, 250 de grame de mascarpone, 200 de grame de ciocolată albă, 250 de ml frișcă lichidă, 50 de grame de unt, 50 de grame pastă de fistic și 75 de grame fistic prăjit și decojit. Începem prin a toca fisticul în bucăți mai mari. Putem face asta fie cu un cuțit bine ascuțit, fie folosind un robot de bucătărie. Fisticul adaugă o aromă fantastică și o textură crocantă, perfectă pentru tortul nostru. Înfierbântăm smântâna pentru frișcă într-un recipient, pe foc mic sau la microunde. Când este fierbinte, turnăm jumătate din cantitate peste ciocolata albă ruptă bucăți. Lăsăm câteva minute să se topească, apoi amestecăm bine până obținem o compoziție omogenă. Într-o tavă de silicon micuță, turnăm jumătate din ciocolata topită cu frișcă. Nivelăm bine și dăm la rece pentru câteva minute, cât să se întărească foarte puțin. În ciocolata topită rămasă, adăugăm pasta de fistic, topit, dar călduț. Amestecăm bine până se omogenizează. Într-un bol separat, turnăm restul de frișcă lichidă, ușor încălzită, peste mascarpone. Amestecăm bine până obținem o cremă fină. Apoi, adăugăm și amestecul de fistic și ciocolată. Continuăm să amestecăm până obținem o cremă delicioasă și densă. Dacă preferați un gust mai dulce, puteți adăuga puțină miere sau zahăr pudră. La mine n-a mai fost cazul. Într-un bol mare, rupem biscuiții cu mâna, lăsând deoparte 6 biscuiți care vor forma baza tortului. Peste biscuiții mărunțiți, adăugăm crema de mascarpone și fisticul tocat. Amestecăm bine, apoi turnăm compoziția în tava cu ciocolată albă, care a fost scoasă de la rece. Nivelăm frumos suprafața și așezăm cei 6 biscuiți lăsați deoparte deasupra, formând astfel baza tortului. Acoperim cu folie alimentară și introducem tava la frigider pentru 6 ore sau, și mai bine, lăsăm peste noapte pentru ca aromele să se îmbine perfect. După ce tortul nostru a stat la rece, este timpul să-l servim. Thank you.
Bucurați-l în felii și savurați-l alături de cei dragi. Fisticul prăjit de deasupra va adăuga un aspect atrăgător și o textură crocantă care va impresiona pe oricine îl gustă. Este un desert elegant, perfect pentru orice ocazie, fără coacere și fără efort. Dacă v-a plăcut această rețetă, lăsați un comentariu și abonați-vă pentru mai multe idei delicioase. Toate cele bune și ne auzim curând!